X-Factor, Chelu, despre rapul lui Mațaev, ceva ce n-ai crezut că există. Dacă făcea parte din trupele mele, pleca acasă. Foarte bun. Nu, nu, nu. Bravo, oricum. Chiar așa sunt cum... sigur că ai făcut-o ca să-mi faci mie, vă plac. Oricum, aplauze. Cum te simți tu, fiind singurul membru al juriului, singur, care n-are niciun grup în finală? Mă simt în plus, dar e foarte bine. Deci, mi-aș dori ca toată viața să fiu în plus și plătit. Chelu, am văzut pe holuri că ești împuns de colegii tăi de masă, ți-au spus că nu mai ai trupe, că ești prea relaxat, dar tu ești încă în concurs. Da, recunosc, toată ziua am băut țuică. Glume de comitet. Da, da, da. Dane, ți-a plăcut, da? Mie mi-a plăcut rapul lui Mațaev, mi-a plăcut rapul lui Mațaev. Dar... mi-a plăcut combinația, serios, foarte mult. Da, foarte da, mult, se potrivesc, se potrivesc. Și rapul lui Mațaev. Niște mămici au zis că e super, e super. Păcat că Delia e măritată. Mi s-a părut că n-au prins asta la prin plan și am schera păcat. Mai fă o dată să vedem și noi. Încă o dată? Vă să vedem și noi. Ar fi a treia oară pentru seara. Mâine, în toate ziarele, deși căsătorită, Delia a trecut prutul. Mulțumim, Delia, te poți retrage la masa ta. Complimente pentru că ai muncit și în seara asta, deși în mod normal trebuia să stați doar la masă, cum s-a întâmplat anul trecut. Ce Beyoncé, ce Rihanna. Doamne, tate, doamne. Ce frumos, bine. Dacă v-a plăcut Alex Mațaev, puteți să-l votați la 1313 cu textul Alex. Imediat ce dăm start vot. Desigur, dacă nu-l prezentam noi, ce... El este Alex Mațaev!